Frontul atmosferic rece este cauzat de furtuna Alex, care a lovit de miercuri mare parte din Liban, dar și zone din nordul Siriei, împingând temperaturile sub 0 grade și aducând zăpadă și ploi puternice. Conform prognozei locale, furtuna va scădea în intensitate pe parcursul zilei, după 4 zile de ploaie și ninsori abundente. It's wonderful, the weather is great. I've been living in Jerusalem for 7 years and it's the first time we have so much snow. And now it's quit snowing so we can take some photos. And my dog, which is a husky, really, really enjoys it. For the old people, it's worse. Like for us, it's really fun because we don't get snow, but for old people, it's... I think it's really hard, especially with all the electricity network collapsing and a lot of people got jammed in cars. So, luckily no one died. Ieri, jurnaliștii locali au avertizat populația să nu intre sau să părăsească Ierusalimul. În timpul nopții, aproximativ 1500 de persoane au fost evacuate din vehiculele blocate de zăpezi.